În actualul context social dezastruos pentru români și pentru România, majorarea salariului minim ar fi cea mai rapidă soluție cu efecte pozitive asupra bugetului. Deși socialdemocrații insistă că salariul minim trebuie majorat cu 200 de lei net, adică aproape 15%, premierul Florin Câțu anunță posibilitatea creșterii salariului minim brut doar cu 8%. Alături de pensionarii cu venituri mici, salariații din sectorul privat plătiți la nivelul salariului minim reprezintă cea mai vulnerabilă categorie socială în fața creșterii prețurilor. Dar credeți că ar ajuta creșterea salariului minim? Ar ajuta peste tot, ar ajuta și la pensii și la cu cât crește cu atât. Ar fi bine, dar nu dau. PSD insistă ca salariul minim să fie majorat cu 200 de lei net, bani care să rămână efectiv în buzunarul oamenilor. Ar însemna o creștere a venitului cu aproape 15%. De cealaltă parte, premierul Câțu a anunțat posibilitatea creșterii salariului minim brut doar cu 8%. Ar ajuta salariații, în primul rând, pentru că dacă contribuțiile vor rămâne la salariul minim care este acum, și dacă face 3.000 de lei salariu, îi va ajuta pentru că oamenii nu au atâtea cheltuieli și cu energie electrică și cu gazele și cu tot. Însă premierul a zis că va mări doar cu 8%. Ce să zică premierul? Abar n-are de premierul de ce viața. El are bani, are de tot, precum au și alții. La oameni nu se gândește nimeni. Nu plafonează prețul la energie, nu plafonează prețul la gaze. Ce să vă spun, asta e și omul o duce rău, nimeni nu se gândește decât la ei și ce zice Uniunea Europeană. Ar fi mare ajutor. Pentru, eu sunt pensionar, dar nu mai discut ce să mai... Ar ajuta creșterea salariului? Foarte mult, foarte mult. Banii care se duc aiurea pe vaccinuri, pe ăștia, e vorba de un miliard, ce auzim la știri, vă dați seama. Pe ei nu-i interesează prea mult. Ei, dacă au buzunarul plin, mai puțin prostimea, cine a muncit pentru țara asta, n-are dreptul la un trai decent. În schimb, premierul Câțu a anunțat că posibilitatea creșterii salariului doar cu 8%. Ce părere aveți? E ceva infim. Mai mult decât nimic. Mai mult decât nimic. Creșterea veniturilor din țara noastră ar trebui să fie mai consistentă, mai ales în actualul context social. România are unul dintre cele mai mici salarii minime europene și unul dintre cele mai mari prețuri la energie.